Totuși, e tendința cred
să zic că al prostii, dar ceva se poate vorbi foarte mult despre aceste două proiecte. În primul rând, în legătură cu locul de agrement, eu personal consider că ideea a fost foarte bună. Din jur,
specialiști, constructori, proiectanți, au putut realiza
oameni calificați au putut să facă așa ceva. Este incredibil. Niște copii, dacă erau, nu ar fi făcut asemenea greșeli, că până la urmă sunt inadmisibile. Nu știu cât au costat, de exemplu, menținerea acelei construcții de a nu fi inundată total. Pentru că ați văzut, au fost ridicate, a fost ridicat un zid care nu este liber.
este foarte grav. Foarte grav. Am discutat cu colegi de la Consiliul Județean, pentru că și noi suntem parte în proiectul european. Sigur că da. Da. Ca să faci turism, trebuie să să te folosești de resurse. Și să te folosești de resurse pe care le ai.
fost implicată în așa mulți ani în urmă. Este o problemă delicată deoarece să ne prezinte din nou
a treia prezentat acest card și chiar domnul primar Nicolae Barba a fost interpelat în legătură cu acest card, cu faptul că pe
fecioară la cardului.
γραμματικά λόγια. Investit
trebuie să și exercite această putere și să aplice aceste constrângeri care nu sunt de tipul celor regulilor pe care le-am spus, dar respecta niște norme de bun simț. Ci sunt niște impuneri care țin de accesul la serviciile de sănătate și așa mai departe. Deci lucruri, cum să vă spun, lucruri serioase. din jurul jurul
văd o altă problemă. Aceea că un jurnalist trebuie să aleagă de o parte sau alta a baricadei. Mi se pare că un jurnalist în mod normal sau dacă face acest lucru măcar înseamnă presă. A informa corect, a atrage atenția asupra unor probleme. A atrage atenția autorilor noștri asupra unor probleme care nu și a unor fapte care nu decurg așa cum trebuie. Good.
a făcut proiecte extraordinare pentru că acestea se observă. Ține apărat să lauzi pe cineva atunci când lucrurile nu stau chiar așa. Nu pot să spui că orașul a fost pezit când cetățenii au simțit și au văzut că nu a fost dezăpezit. Nu pot să spui că investiția de pe canalul Cam făcut responsabil pentru că nu este așa și o vedem că crăpat nici nu știu dacă a fost inaugurată acea construcție. Și aia este deja o ruină. Uite, mai puțin mă spus Clara, chiar am citit în presă să în grafic totul merge perfect. Cu piața de pește sunt mai multe aspecte care nu pot fi în acest raport. A fost litigiu. Acest
ea este așa cum a fost prezentată în presă. Să considerăm că sustenabilă, care să
Și să funcționeze fără ca primăria să o țină cu bani. De pește necesare, chiar dacă suntem un oraș la Dunăre. În al doilea rând, cei care comercializează pește, că sunt sau în detail. Trebuie să fie motivat să vină în acel loc. De ce ar veni să vândă acolo?
vestea. Există și o problemă foarte serioasă în acest sens, pentru că pescuitul industrial pe Dunăre
puteau să apeleze la el, să meargă în, la pescuit pe Dunăre sau, mă rog, să se relaxeze.
ocupada și intrată, să nu se mai practice pescuitul industrial pe Dunăre. Tocmai pentru acest motiv de regenerare a speciilor de pești. La noi, pe Dunăre, de exemplu, acum foarte greu se mai de pește sau bursă de pește este încă un segment care se adaugă acestui vânzarea produsului. Ceea ce înseamnă alte costuri. Deci nu știu cum poate fi făcută cum poate fi rentabilizată această afacere care anunțul pe
spațiilor și înțeleg da, că nu au fost de progres. Am observat și eu acolo și se spune că în primul an care înțelege că se termină implementare, adică după ce s-a terminat implementarea proiectului, ceea ce înseamnă că până în septembrie anul acesta trebuie ca piața de informații.
lansăm mâna să spune cine este vinovatul, deși poate bănuim, nu știu cum dânsi pot să spun, am văzut într-o conferință de presă și deși niciodată nu vor să laude ceva bun. Da? Deci gratuito.
tratează și încurcă termenii în ceea ce privește proiectele europene. Ajung la cititor va fi informații eronate, ca să nu spun mincinoase. Iar mă spus clar dacă se întrerup în opinia Giurgiu Veanului, domnul Bean este comparat cu Don Quixote, cu Don Quixote spun eu. Că de fapt acolo în articol vezi atunci când vorbim, când ne exprimăm moral, mai greșim, greșele sunt permise, să dar în scris nu, greșelile nu prea mai sunt permise. Domnul Bean este comparat cu Don Quixote, dar Don Quixote Cesc cu verb
Gracias.
că nimic din ceea ce se întâmplă nu este normal. Au existat
Și Alex i-a explicat, le-a explicat foarte bine din punct de vedere al specialistului, că ceea ce se întâmplă nu este în ordine. Ceea ce am văzut în presa apoi nu contează nici ce am spus eu, nici a avut o intervenție pe un mediu online, că foarte mult interacțiunea oamenilor acolo s-a mutat din păcate. L-am tras. Și eu și un specialist și mai mulți oameni din oraș, pentru că am văzut reportaje cu oameni care respectivă se rugau să înceteze. Pentru că ei doresc ca pomii să aibă coroană bogată, să să poată să beneficia de umbră și de tot ceea ce poate un pom să ofere. Poliția cu, nu știu cum pot acești oameni să se oprească, să se înceteze. Nu mai poate să se oprească nimeni și vedem în acest online vedem această atitudine irresponsabilă, total irresponsabilă, pentru anumite lucruri și să semnalezi fapte care
ești jignit, catalogat, se găsește, se caută, motivații pentru anumite interese pe care le avea, nu știu, din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere al beneficiilor după aceste alegeri. Eu vă spun cu toată responsabilitatea, politică și nici nu voi face politică. Nu e cazul să spun acum că am avut această posibilitate și încă am această posibilitate de a mă implica politic. Nu fac politică și nici nu voi face. Întotdeauna voi sta de partea societății civile și voi atrage în care eu cred și pe care le consider normal. Poate că la momentul respectiv, poate în trecut, poate în viitor, voi greși. Dar cu siguranță că eu așa voi crede. Și voi spune ceea ce consider și ceea ce cred cu tărie. Și am refer, de exemplu, la Centrul de Informare Turistică. Acel Centru de Informare Turistică la început, eu cred că a plecat de la o idee bună. Eu nu cred că este inutil.
care a compromis întreaga această idee și întreg proiectul. Nu a spus faptul că acum 4 ani, negocio.
că nu. Deci, pentru acei turiști, poate fi făcut un program de o zi sau două, nu știu, pe la lăcașuri de cult, la domeniile greacă, la călugăreni. Avem ce arăta. Și se poate face un program județului nostru, dar până la urmă să lase și ceva bani la noi în județ. Că de fapt asta este. Cineva din apropiere, că
avem și noi producători. Putea fi amenajat cu materiale promoționale, astfel încât turiștii să poată cumpăra o vedere, un preloc, o hartă cu obiectivele turistice, cărticele cu descrierea ale cașurilor de cult și ceea ce noi avem a promova aici. Putea fi făcut util din alt punct de vedere. Observăm că sâmbăta și mică noi ne putem baza numai pe observații de bun
toată lumea vrea să ducă să mănânce pește și vrea să vadă portul. Sigur că aici poate fi ridicat o problemă. Că acel spațiu aparține a PDF-ului și așa mai departe și că sunt fel și fel de probleme. Eu mă gândesc că dacă avem atâția reprezentanți la Ministerul Transporturilor, avem un secretar de stat, știu eu. Da, 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 da. Așa. Avem și niște directori acolo prin Ministerul Transporturilor care sunt
super responsabilitate și nu orgoliu. Nu putem ajunge pe parcursul a 4 zile. Cu un
se encontra no nível de distância pe care o parcurg până la locul respectiv. E o pasiune și își dorește să meargă la concursul pe care ei îl consideră important. Aici e cheia, organizat bine. Deci să fie de un anumit nivel, că noi ne putem întrece cu bicicletele și putem să ne strângem 10 oameni. A fost un eveniment acolo și s-au strâns 10 bicicliști. Nu asta am propus. Ideea este că nimic nu s-a eu am fost, am discutat cu domnul primar, dânsul a fost de acord verbal și după 3 luni în care eu am mers mai departe cu organizarea și am implicat asociație de ciclism din București, se numește Adevărații Velo Prieteni, au peste 5.000 de membri. Ar fi venit numai ei cu sute de de la București, gândise un program pe 3-4 zile cu sportul nautice, cu vizitarea punctelor importante, și mai ales promovarea taberei Stejarul. Că de fapt acea locație mi-am dorit foarte mult ca acea locație să fie promovată. Am văzut că acum este închis. Și nu am văzut
că să termin această povestire, deci după 3 luni în care am făcut demersuri și am implicat foarte mult de organizare de la primărie a venit răspuns că nu există bani, era vorba de 20.000 de euro, ce înseamnă 200.000 de lei vechi, adică pentru organizarea unor evenimente importante cu vizibilitate și care să atragă turiști din exterior, nu din jur. Puterea să de cumpărare o știm. Cam asta este. Am fi vrut să atragem din afară ca alți oameni să vină aici. Să vadă că și eu locație, dar asta e jarul pentru
studenți de la Facultatea de Arhitectură. Și acei studenți în anul întâi, care nu puteau că
em județ. Destul de mari și nu văd rostul și utilitatea schimbări de destinație a taberei stejarul. Mi se pare că acea tabără stejarul, așa cum am explicat atunci și am arătat cât de frumos arată acei tineri acolo veniți studenți în acele tabere de creație, nu știu, workshop-uri, ce în acele tabere de creație, da? Cât de frumos arată și cum am și explicat un pic cum poate fi pentru copii, copiii se pot plimba dintr-un județ într-altul, locația cea din pădurea Stejarului este minunată.
se pot gândi Clara Mărculescu. Se pot gândi soluții. Emisiunea noastră se apropie de final, dacă vrei să fii puțin mai.
mulțumesc. Invitați.